Urmași, bună dimineața! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Janina și facem o serie de clipulețe cu ceea ce mănânc eu în fiecare zi timp de o lună. Cred că astăzi este ziua 13, nu mai știu. Înainte să vedem clipulețul, dați și voi un like, abonați-vă la acest canal și urmăriți-mă pe Instagram, Dieta Janina Ro. Și cine vrea să fie urmărit de mine în Dieta Janina, ok, avem aici iaurt grecesc. Unde ești? Aici. Fără lactoză, pentru că sunt intolerantă la lactoză. Aici avem proteinele, adică aminoacizii cu gust de ciocolată. Și aici avem o banană. Înainte de o banană. Aici am stevia, că mie îmi place mai dulce, așa, ca să mai ne placeze și dorința aia de dulce. Înainte mi-am luat un pahar cu apă călduță și lămâie ca să echilibrăm pH-ul intestinal. Aici am sticla mea care are filtru și filtrează orice fel de apă, super mega bombă, ca să avem rinichii sănătoși, să nu mai bem toate porcările după pământul ăsta. Mi-am luat picăturile care taie poftă de mâncare. Trebuie scăluate cu 20 de minute înainte de a mânca. Sunt super, deja început să-și facă efectul, dar trebuie să mâncăm că avem nevoie de toate energiile. Să pun aici iaurtul, că avem nevoie de proteine. Corpul nostru în fiecare zi are nevoie de proteine. După care îmi adaug o punguță de stevia. Corpul nostru are nevoie de toate elementele, adică proteine și avem. Le-am pus. Avem nevoie de vitamine și un pic de carbohidrați, pentru că voi trebuie să știți că și fructele au carbohidrați. Adăugăm așa. După care eu aici am cănuța asta, o să pun ciocolata în praf, care nu este ciocolată, în praf sunt aminoacizi. O să pun un pic de apă. O amestec, am pus prea multă, dar n-are nimic. Că ne place! O amestec. Pentru că eu vreau mai multe proteine. De ce am mai multe proteine? Proteinele, adică care sunt aminoacizi, reconstruiește mușchiul. Și dacă facem și un pic de gimnastică, e super mișto. Pentru că și ce am să fac, am să pun și aici un pic de stevia. Pentru că ne ajută să creștem în masa musculară, vorbim de creștere minimă, și ne ajută așa să mai ardem din grăsim, pentru că sportul asta ajută, ajută la stimularea sistemului circulator și deci ne ajută să mișcăm sângele, așa mai ardem din grăsim. Asta o pun peste și mănânc! Yeah! În plus, avem nevoie de grăsimi sănătoase, deci am adăugat migdale deasupra și asta este micul meu dejun. Să aveți o zi frumoasă! Între timp ce mănânc micul dejun, vreau să vă vorbesc așa de eșuările mele în dietă. Așa cum știți, eu am început dieta de mai bine de 3 ani. Anul ăsta, în ianuarie, am făcut 3 ani de zile.
Știți că tocmai îmi luasem doctoratul și imediat după doctorat eu am început dieta pentru că eram foarte grasă, aveam 139 de kilograme și vreau din tot sufletul să slăbesc. Întâi am vrut să pun în practică tot ceea ce am învățat, să-l pun în practică pe mine. Așa am studiat, bineînțeles, în timpul universității am studiat tot ceea ce privește alimentația în mai multe boli și pentru persoanele cu probleme de obezitate. În plus, pentru persoanele care aveau probleme. Deci, obiectivul meu era acela de a pierde în greutate printr-o alimentație echilibrată, pentru că eu în trecut, înainte de a mă duce la facultate, am încercat toate dietele după pământul ăsta și niciodată nu reușeam să le duc la capăt. Pentru că erau diete prea restrictive și nu reușeam pur și simplu să le duc până la capăt. Așa că am ales dieta mediteraneană, ca să pot să am un echilibru, să am proteină, să am carbohidrat, să am vitamine, să am grăsimi sănătoase. Deci eu am ales această dietă pentru că am considerat că este cea mai utilă. Și am început dieta mea. În primele 3 luni eu nu am călcat greș și niciodată și am pierdut foarte multe kilograme, cred că 30, nu mai țin minte, dar nu e asta important. Important că am fost foarte ambițioasă zi după zi, după cum vedeam cântarul, că coboară din zi pe zi, eram din ce în ce mai motivată. După 3 luni de zile am avut o dată pe săptămână o masă de ceea ce vroiam eu și atunci au început un pic problemele, pentru că din păcate nu reușeam, aveam foamea aia nervoasă, foamea aia mentală și am avut momente foarte dificile în care mâncam ca disperata și plângeam și a doua zi iar, asta este foarte important, ca a doua zi să o iei iar de la capăt și dacă greșești să o iei iar din nou de la capăt, până când nu te înveți. Acum, din fericire, am descoperit picăturile care taie pofta de mâncare și sunt un ajutor extrem de mare. Deci, eu, în perioada în care am slăbit, nu am avut niciun fel de ajutor. În schimb, acum și eu, și mama, și fiii mei, și toate clientele mele folosesc picăturile și sunt extrem. Eu nu știu cum să vă spun din tot sufletul, sunt super, super bune. Îți taie foamea de mâncare. Un lucru foarte important, nu au efecte din alea colaterale, sau cum se spune în românește, cum să spunem Așa așa? se spune pe română. Nu au interacțiuni cu niciun medicament. Deci, dacă suferiți de orice fel de boală, puteți să le luați pentru că nu fac nimic rău decât îți plachează foamea nervoasă și sunt super, super de ajutor. Asta ce înseamnă? Că trebuie să aveți o alimentație sănătoasă, o alimentație care să vă ajute să slăbiți, pentru că asta nu vă slăbește. Nu vă ajută să slăbiți. Vă ajută să placați foamea nervoasă. Hai să mâncăm! Tempera de prânz. Fac aici ciuperci, am pus un usturoi și am să-mi fac somon în tigaie sau pe grătar, vedem noi un pic. Și ăsta este prânzulețul meu, fără ulei. Să-mi pregătesc chestia asta de pus peste pește după ce e gata. Am aici pătrunjel, o să pun usturoi și ulei. Și îl las așa la macerat până nu este gata. Și după aia îl pun peste pește, să vedeți ce bun este. Prânzulețul meu este gata. Ciupercile, aici am adăugat un pic de cicoare fiartă și făcută în tigaie cu un pic de ulei. Aici am pătrunjelul meu cu ulei și usturoi și îl adaug peste pește. Să aveți poftă! Miam! Ora de snack. O să mănânc asta proteică. Bebicii mei se îmbrățișează aici, se iubește rău ăștia doi. Frățiorește doi. Este o ciocolată, este o ciocolată, este o baretă proteică, un baton din la frunte. Eu îl iau de la Todis, costă 1 euro,
Are o grămadă de chestii de ciocolată, de nebunil, ca să mai plătim și creierea și nostru nebun. Ciocolată și lapte de cocos. Are magneziu, deci energie bombă. Și asta este cina mea. Salată, castraveți și somon afumat cu nuci deasupra. Sper că și videoul de astăzi v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like. Să lăsați un like. E bine dacă lăsați un like. Să lăsați un like, să vă abonați la acest canal și să mă urmăriți pe Instagram, Dieta Janina Ro. Vă pup!